pe care l-ar dori la toate localitățile și toate comunele să se unească, ca fiecare județ să aibă în preajmă aceleași urbare frumoasă. Am lăsat deoparte asperitățile politice, nu am contat din ce partid facem parte și pentru asta am reușit, ne-am strâns cu toți la un loc și am reușit această performanță deosebită să fim toți 100% în cadrul și în formația respectivă a filialei județene a Vrancea. Mulțumesc colegilor mei primari din Vrancea pentru sprijinul și puterea care ne-au dat-o și vă mulțumesc în numele tuturor. Mulțumesc! Și surpriza plăcută a anului 2019. Mulțumesc, Emil. Sunt președintele filialei județene Hunedoara și am și onoarea de a fi astăzi pe podium. Repet, sunt numai de 12 ani primar, dar sunt un timp motivat. Sunt primar la o comună mică, dar sunt un primar mare, cum spuneam. Aici am față prezentă și vreau să salut prezența doamnei ministri, care este doamna Betuța Stănescu, Ministerul Dezvoltării, care sper să fie aproape de noi, de atât de România, să fie un vector de imagine pentru noi primarii. Și în același timp vreau să le mulțumesc celor doi colegi care m-au determinat să ajung astăzi aici. Primarul de la Alba, de la Ciobut, Ghize Damian, și primarul de la Curuții, de la Timiș, datorită lor, care m-au stimulat și m-au ajutat să fac sau de public intern, să ajung cum sunt desigur astăzi. Și nu în primul rând vreau să le mulțumesc celor 48 de comune din județul Hunedoara, care